Sebastian Papaiani a fost, fără niciun dubiu, unul dintre cei mai talentați actori de teatru și film de la noi din țară. L-ai văzut printre altele în Neamărin miliardar, Alo, aterizează străbunica, Secretul lui Bacchus sau în Păcală. Ai râs cu el, l-ai apreciat pentru felul unic în care știa să se transforme pe scenă și poate chiar ai plâns la auzul veștii că nu mai este printre noi. Sebastian Papaiani s-a născut în anul 1936 la Pitești, dintr-o mamă româncă și un tată de etnie greacă. A fost unul dintre cei mai iubiți actori de teatru, film, radio și televiziune. Pe alocuri, el și-a împrumutat vocea mai multor personaje. În anul 2002, el era decorat cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler, alături de alți actori, pentru devotamentul și harul artistic puse în slujba teatrului românesc, cu prilejul împlinirii unui veac și jumătate de existență a Teatrului Național din București. Dintre cele mai importante filme în care a jucat acesta, putem enumera Partea ta de vină, Un surâs în plină vară, Gaudeamus igitur, La porțile pământului, Fantomele se grăbesc, Diminețile unui băiat cu minte, Balul de sâmbătă seara, Brigada diverse intră în acțiune, BD la munte și la mare, Asediul, Astă seară dansăm în familie, Frații jderi, Toamna bobocilor, Războiul independenței, Roșcovanul, Accident, Toate pânzele sus, Expresul de buftea, Ultima noapte de dragoste, Liceenii, Secretul lui Nemesis sau mai târziu, seriale de televiziune ca Lacrimi de iubire sau Daria. În 2016, Sebastian Papaiani deceda după o lungă suferință și lăsa un gol imens în inimile românilor care îl îndrăgeau atât de mult, datorită rolurilor diverse pe care le-a jucat de-a lungul carierei sale. În acel an, Brigada diverse se reunea pe lumea cealaltă. Păcală murea însă cu un mare regret în suflet. Nu mulți sunt cei care știu că actorul avea un fiu din prima căsătorie cu actrița Eugenia Giurgiu. Acesta, deși îi poartă numele, nu a stat alături de tatăl său mult timp. Marele actor a întrerupt legătura cu fiul său imediat după divorț, simțindu-se extrem de trădat când cel din urmă a ales să stea alături de mama sa, nu de el. Ironia sorții face ca Sebastian Papaiani să fie obținut în urma divorțului, custodia însă Sebastian Junior a preferat să locuiască în continuare cu mama sa. Se pare că artistul nu a putut niciodată să treacă peste decizia fiului său, drept pentru care a ales să-l scoată din viața sa. Nici nepotul acestuia, Sebastian Vasile Papaiani, nu a avut parte de dragostea bunicului său. La moartea artistului, cei doi nu se mai văzuseră de ani de zile. În mod evident, Sebastian Papaiani a trăit și a murit cu acest regret în suflet. Actorul a murit la vârsta de 80 de ani, fără să aibă toată familia alături. La rândul său, Sebastian Junior a murit la câțiva ani după tatăl său. Era grav bolnav și se confrunta cu probleme financiare consistente de ani. Pentru cititorii care adoră istoriile de familie, biografia lui Papaiani e lectura perfectă. Vor afla amănunte despre părinții și bunicii actorului, despre originile lui, despre unchi și mătuși, veri și verișoare, despre primul său fiu din prima căsătorie, botezat Sebastian, care s-a stins din păcate la Sibiu la nici 2 ani de la moartea actorului, despre Alchis, fiul său din a doua căsătorie care locuiește în capitală și care i-a dăruit o nepoată, Ana Medea, cea care a reușit să-i aducă clipe de fericire actorului în ultimii săi 2 ani de viață.